Salut prieteni, sunt Călin, bine m-am găsit aici pe canalul meu de YouTube. Astăzi am revenit cu un video de FIFA 14 cu Pack Opening. Sunt împreună cu un prieten, cu Bogdan. Salutare, lume! Am făcut rost de un milion de credite cu care o să deschidem pachete și să vedem ce găsim în ele. Și să începem să deschidem. Au apărut aici și pachete de 15.000, dar am deschis vreo două înainte, n-am găsit absolut nimic ca frumos. Deci o să deschid pachete de 7.500, așa e? Da. Să vedem să deschid un din ăsta de 7.500. Reinhardt, cine e ăsta? Niciun jucător bun am găsit, ma contracte, formă fizică din aia și cam atâta. Păstrăm totul și să mai deschidem un pachet rapid de 7500 și să vedem ce găsim în el. Cine e asta? Denis Begovic. Begovic, la ce echipă joacă ăsta? Stoke City. Este portar, bun? Bine. Au apărat destul de bine seara. Da, la ce echipă joacă? Adică în ce națională? Bosnia și Herțegovina. Cu cine a jucat eu Bosnia? Cu Nigeria. Și nu câștigat. Nigeria. Ah. Nigeria a câștigat numai pentru că are pe Onanzi. O să ne uităm pe Google și nu câștigat dintre Nigeria Bosnia. cu Bosnia, pentru că Bobby săracul nu-i sigur. Da, știu că o câștigat Nigeria, dar nu sigur dacă a jucat Nigeria cu Bosnia. Și mi s-a blocat la FIFA. Începe bine. Nu mai putem cumpăra ce e aici. Așa. Ce, să deschidem unul cu 15.000? De ce nu? Hai să încercăm să deschidem unul cu 15.000. Acum direct cără 7. Ilmaz de la Galatasaray. Hai de cap, mă. Niciun lucru. Ule, asta și faină. Crezi că e un popă. O grămadă de contracte, o grămadă de jucători morți. Și într-un stadion și convinge. Așa, păstrăm totul. Și restul vindem. Așa. Și mai deschidem rapid un pachet de 7500, pentru că acum știu că îl dă pe Cristiano Ronaldo, sigur, 100%. Hai, Cristiano Ronaldo. Cine Aubameyang. Aubameyang. Destul de bun. Hai, le 95 la face. Hai de capul meu. Dar nu mă vrea la 80 ani. Da. Păstrăm totul. Nu stau ce face cu el. Aici e așa. Și deschidem unul de 5 pe mine. De ce ai dat? Gomez! La Fiorentina. Julian și Giru. De ce ai dat direct? Era mai frumos dacă te stătea să se încarce. Nu-mi place să trăiesc. Și... ce nu-ți place? Să trăiesc în suspans.
Păi închizi ochii, mă, în timp ce deschid un pachet. Taule, ce echipă e asta? Portuguesa din Brazil. Așa. Auzi, facem așa. Acum când tu închizi ochii, deschidem tot un 15 minute, 4 minute. Tu închizi ochii și o muși, data viitoare eu închid ochii și tu îmi zici pe cine găsim. Song, o pulă. Felipe, Song, care nu valorează nimica. Doamne, ce fain e ăsta. Contracte, nu știu ce se cagă pe balon. Ai schimbare de poziții. Nu contează. O grămadă de grămadă de din alea. O grămadă de dubluri. Stadio Olimpico. Stadionul Lazio, echipa mea preferată. Bineînțeles. Așa, ăștia ne prindem. Și acum te las pe tine să deschizi un pachet și eu nu mă uit. De 15.000 sau 7.500? 15.000. Eu nu mă uit. Nu-ți va uita. Nu, am găsit ceva. Osvaldo, Bruno. Osvaldo, unde e Osvaldo? Osvaldo. Brazilian. Nu vă uite, nu. Osvaldo, de-a să nu uita la Roma. Nu, este altul. Taule, nu mă jucător de picat. Ce asta? 1000 de credite. De acolo. Așa. Ăsta al vini. Așa, n-aș tu păstă tot rău tot. Hai că tu mai ai să deschizi pe tine unul. De acum, cu 7500, că te-am văzut că tu n-ai noroc de loc. Și acum, sigur că îl găsești pe Neymar. Nu mă uit. Dar nu da generic, nu. Da. Am noroc. De ce nu mi-ai zis că l-am găsit pe jucătorul ăsta așa de frumos? Ha? Și păstrăm totul și... În afară de duplicate. Care trebuie Muvilia? Ce echipă e asta? Nu știu. Chiar nu știu. Stai, nu asta. Asta. Din Franța. Ba, nu, jucătorii din Franța, echipa din Franța. În fine, nu știu, vindem pe toți și deschidem un pachet cu 7.000, cu 15.000. Data asta închidem amândoi ochii, să nu ne uităm niciunul. Hai să vedem, închide ochii în fișa, nu te uita. Nu mă uit. Scutat? Da, Drogba. Ai capul meu. Săracu are 40 de ani, încă joacă fotbal. Pe cine am mai găsit pe aici? Smalling. Ce faci, mă? Nu mai apăsa puțin să iau joystick-ul, că tu apăs pe joystick. Așa, o grămadă de contracte. În pecurile astea pică mai multe contracte decât jucători. Ce chiar că... Uite asta. Tola. Așa, în fine, păstrăm tot în afară de dubluri, cum zici tu. Astea le vind, cum mai vindem cu ele vinde. Așa. Și să vedem dacă nu sunt pachete în ele cu... Nu, nu sunt. Ce să zic, vedem totul din astea, dar... Astea 3 rare, astea 7 rare. Tot din asta, mă, că aici știu că ne dă pe câră 7. Mm-hmm. Acum ne uităm amândoi, ca să nu le dă câră 7. Vidici. Aha, e bun asta? Nu. No. Trecut vremea peste. Și cum de-a rogă la 87? Nu știu, te le-a dat ea din FIFA. Cred că o plătit pe ani FIFA să-i cazi cu overall-ul. Măcar pe FIFA, că în realitate săracul nu puteau din FIFA de capul lui. Nu că nu sunt la bun realitate, dar e bătrân să... Hai. Wilshire.
Rakitic. Rakitic. Și Varan. Varan e foarte bun la loviturile de cap, la corner. Ia. Yeah. Dacă o să fac, dacă o să fac o echipă spaniolă, din Liga Spaniolă, o să-ți bag acolo ca fundaș. Așa. Nu știu, dar încă mai noi, cum ne trebuie. 15.000. Mai este doar un pact fără acesta de 15.000. Da? Da. N-am văzut. Și n-am. Benteke. Asta e a treia oră că am găsit pe Benteke și am asăturat de Benteke. Tole. Nu, asta-l merge tu, nu? Contracte. Ce asta? Antrenament. Și Benteke, ăsta e a 566.000 de ore care îl găsesc, i-am asăturat de el, îl bag în bumbă așa. Pe ăsta îl pune la vânzare, cam cât costă asta? Nu știu. Nu știu. Îl pune direct la vânzare cu cât îl pune? Apoi de e acolo și... Pune cât? 3 ore? 6 ore? 3 ore. Așa. Așa. Pe ăsta îl aruncăm la gunoi. Uite, prima dată păstrăm totul și în afară de una care la aruncă. Așa. Și te las pe tine să deschizi acum un pachet. Adică ultimul pachet de 15.000 în care știu că o să găsim ceva bun. Așa că o să găsim ceva bun. Așa că o să găsim. Tot ce e posibil, dar nu prea cred. Du-o te, mă, că pe să găsim. Nu găsești, dacă sper, nu găsești. Victor Valdez, pe cine? Romiții, Victor Valdez. Ai, ai de cap. Afelai. Michel. Și nimic altceva. Așa. Mai putem deschide în ele? Nu. Ai de cap. Nu mai se există. Așa. De asta e câte putem deschide? Unul. De asta e numai de argint. Așa. 12 jucători. Da, păi ați deschis sau nu? De argint. De unde știi că se deschide? Scrie acolo. Atunci mai bine deschidem astea. 7500. Niciun jucător bun. Atsu? Atsu. Are pis mare. A, ce chipă jucăță? Nu știu, nu ai zidea. Ai șanse mai mari să-ți pui ce jucător mai bun dacă cumperi pachetele cu FIFA Point. Dar celor aia de la FIFA le place când le dai o grămadă de bani. De unde știi? Păi, în primul... Vreau să pun și eu. Nu, e adevărat. În primul episod am deschis pachete cu FIFA Point și n-am găsit nimic. E tot mai bun ca astăzi. Dar nu, e adevărat. Acum, uite, de exemplu, găsesc pe Messi și pe pachetul altul o să-l găsesc pe Falcao, știi? Vise. Hai de cap. Vise interzise. Ce cap? Deci, îți dai seama că în 3 episoade, în care în toate 3 episoade am deschis cam vreo medie de vreo 20-30 de pachete, n-am găsit încă un jucător de care mi-aș putea mândri, precum Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar, Gareth Bale, Lamela. Așa nu-mi place de jucătorul ăsta. Nu e chiar așa. Nu știu, poate mi-e dat că juca la Roma înainte. Tot ce e posibil, de fapt, de sigur că așa te-ai inventat, da? Echipa mea preferată e Lazio, pentru că cred că știi sau pentru cine nu știe, cine nu știe. A stat mulți ani în Italia și apoi a rămas încă cu echipele italiene și plamă. Nu știu, de aici din România cam nu-mi place nicio echipă. Ce ne-am găsit? Mașera. Nu-mi place fotbalul românesc. Chiar nu știu. Tu cu ce echipă ți-ai în România?
Cu ce echipă ții, nu? Nu, nu, că după aia vedem prostii în comentarii. Păi, poate lumea ține și cu echipa cu care ții și tu. Nu-i problemă. Din câte mi-am inteles, o tot cu Steaua. Da. Deci mi-am inteles bine. Lasă-i că te mai și pe tine să deschizi, că poate ne vedem cu mine. De exemplu, acum... Eu dau schimb, că nu-mi place să aștept. Da, păi, la nu mai place să stai și să uite acolo, să... Nașpa, următorul. N-am mai dat skip. O, nu-mi place fața lui Vidal. Asta nu știu cine-i. Iar nu știu cine-i. Îl deschide că ăsta să nu-i greșit. Alaba, Alaba. Păi, e greu. Au ceva mare și știu. Au atrații. Cu mult noroc. Carlos, cine? Carlos Eduardo. La casetă. La casetă n-am luat. Baaa. Păi la vânzare? Pune-l așa ca apoi dacă e ceva îl cumpăre. Crește prețul. Da. Doar așa l-am văzut pe Timaria. L-am pus din greșeală cu 150 acolo. Și... cam vrut să-l pui... la numai pe magazin. Adică vreau să-l trec acolo la... ca să-l pui după la vânzare, știi? Și din greșeală l-am pus 150 și mi-a ajuns prețul până la 50 de milioane. 50 de mii. 50 de mii. Andrei Adidas de la Lazio. Slav. Unde e? Un nou care 36 de ani. Fața lui Messi îți place? Da, o să ne aducă pe Messi. De în seara asta, în fan, poate. În vise. Sau vise. Vise interzise. Remy. Nu mai jucător handicapat. Remy. Vreau să joace Remy cu noi. Eu cred că și dacă mai deschid încă 100 de pachete, merge cu 7500, nu mi-ar da ceva bun. Nu se știe niciodată, poate e la ultimul pachet, poate chiar acum, poate niciodată. Poate acum anii. Godin. Godin, 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 Godin. Cum l-am avut, dar, adică la Atletico Madrid nu are space puțin. Vedem noi mai târziu. Chinezul ăsta, japonez, african, corean. Subotici. Nu Subotici. De ce nu? Da. Doamne, am fi bătut de sorte. Bianchi, l-italian. Așa-i? Nu știu. Jucător foarte slab. Nici un jucător bun. Bianchi, locul. 300. Zic că să-i deschid. Druza pe Pele. Unde? Pele. 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 Pele italian? Nu știam că Pele italian. Serios, nu știam că Pele, nu știam că Pele italian. Asta nu e adevăratul Pele. Falcao, Falcao, Falcao la duce pe... Ricardo... Ca... Ricardo Costa. Bă. Eu zic că să deschidem pachete până rămân la 50.000 de credite, adică 500.000 de credite, și să chem aici episodul. Ce zici? E bine, fel? E bine. În acest episod, după cum vedeți, nu o să apară niciun match. Da, în episodul ăsta deschid numai pachete. Însă, după episodul ăsta, o să apară un episod în care mă joc FIFA cu Bobby. Sper să vă placă. Nu vă zic nimica. Îl bate. E dreptul.
De să mai deschizi și eu. Ultimul care îl deschid. Hai să te văd, să te văd. Oh. Și magie. Pule. Nimica. Și să continuăm să deschidem pachetele de aur. După ce jocul ăsta tâmplit, făcut de EA Sports, mi-a dat afară. Te rog frumos. Da, când ieși din joc, nu știu din care motiv, și-am intrat de aur și a durat mult timp. Wow, eu am dat pe Wallcott. Cât valorează Wallcott? Puțin. Așa, să mai deschid din unul. Acum ne-l dă pe mine, Nilda, unde? Uite. Noapte, în pat. Cone. Tola, ce brozat e ăsta. Și pe la noi nu vine nici cum soarele și pe la ce brozat. Crezi că vine și suflulează. Așa, așa, și te las pe tine să mai deschizi cutieva. Ăla de la Roma trebuie să-l arunc și nici nu l-am aruncat. Asta trimite pe culpă de la. Așa. Mai deschid eu unul, ca să fie ultimul în care îmi dă mine San Ronaldo, știi, și așa. Și poate lași pe tine și deschizi. Bine? Bine, cum ne vine. Rodriguez. Bă, ce joc e fake, bă, ce mă enervează FIFA în ultima vreme. A, pe chiar, că... Nici un jucător bun, după ce când ai atâția bani pe joc... Exact. Și mai cu... pe protea... Pe o prostie de joc. Exact. Deschizi atâtea pachete din astea în care nu dă absolut nimica. Deci toată echipa te lasă pe tine să deschizi. De seama că toată echipa care... Nu, e leane să deschidă numai de-aia mă lasă fine. Nu, mă, că tăia mă noroc. Nu, tu, mă. De seama că toată echipa care o am eu acum pe Ultimate Team, deci aproape toată e cumpărată, pentru că n-am reușit să deschid, să găsesc în atâta pachet un jucător bun. L-am găsit numai care atunci pe Di Maria, dar păi din greșeală l-am pus la vânzare. Și oricum, eu vreau să-l vind, dar vreau să-l pui direct cu 50 de mii, știi, așa cu 150. Dar nu-mi plăcea cum juca, nu știu, nu găseam lucrurile. Tole, ne deschidem pachete de aur, 4.000 de ani, și ne dă jucători de argint, îți dai seama? Da, cum nu, da. Ce jucători de căcat, ce joc de căcat, adică. Bă, de Evis. Poftim? Cred că am văzut pe toți. Ce? Aia, din pachet. Da. De Evins? Yeah! Nu te pula, mă. Măcar dacă ai luat bani, ai 4.000 de credite. Da. A, măcar atât. Era pe jucătorii, era oricum pe... Vezi, acum ai pici cu ferul. Cucubau! Da, ce era colme, doamne, să-l vând pe lor. Ne fi păcat, Cristiano Ronaldo. Bă, tu ești prost, ai cu capul. Apasesc. Stai, mă. Așa. Nu se fie mic. Unde-i bun? Vidal. Arturo Vidal. Regele Vidal. Cilianul nostru. Golasso! Adică ce ți-o dat? Deci dacă tu nu dădeai așa, cum îl dădeai pe Cristiano Ronaldo? Deci uite-te la asta, uite-te. Întreabă-l și pe ăsta, așa că îl dădeai pe Cristiano Ronaldo. Așa-i. 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 Și ăla fi zis că nu știu de pe Cristiano Ronaldo. Hai să deschid un pachet de 5.000, pentru că aici pe punga asta e Cristiano Ronaldo. Da, nu am văzut feedback-ul cu Cristiano Ronaldo sau cu jucător de la Real Madrid niciodată. Chiar că... De ce nu sunt jucător la Real Madrid pe? Nu știu. Un cinas are asta. Ce echipă e asta? America. Nu
Nu știu ce bolovan. Adio. Așa, ăștia, așa. Ia, să vedem, știi matematică? Hă? Știi matematică? Da, de ce? Mai avem încă 103.000. În 103.000 câte pe cate 7.500 mai putem deschide? 10, 75 de mii. 10. 11, 12, 12, 13, 14, 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 și la baloni. Ce? La baloni. Falcon. Ai noroc că s-a învățat eu fotbal. Și am vrut și eu noroc. Am sick. Hai bă, și mie nu-mi plășează. Doamne, ce bătă ești în până asta? Tu nu vede fel cu feza aia. Mă, pe mie îmi place feza mea. Cred că e singurul lucru frumos care le are. Du-te, mă. Eu cred că eu l-am vândut din greșeală. Am pusat ei. Păi de capul meu. L-am vândut pe atunci. Și vă valorează vă 30k, nu? Ce 30k? Nu valorează atâta, nu. Honda. Oh, Loric Shana de la Lazio. Unde e Honda? Honda. Cât valorează Honda? Honda. Honda. Nu știu, tuning. Ăștia ce facem cu ăla? Le vindem. E. Câte pachete mai putem deschide? 10. 10 și 1, 5.000. 7.500. Zabaleta. De la Manchester City. Nu l-am mai am dată. Joacă bine Zabaleta. Nu știu. Cum nu știu? Cum nu știu? Nu știu, nu urmăresc acum atent. Astea e... Vinde. Unde cade aici? Și să continuăm să deschidem pachete. Mai avem încă 10. Așa. Și de restul banilor ce vrei să faci? Lava. Faci lava? Dai la curve, nebunule. Cum treci peste despărțire? Plâng. Ia? Yeah. Da, pe naiba, mă duc și beau. Nu fac lava. Șceșni. Cum se citește asta? Șceșni, portarul lui Arsenal. E bun? E bun, cum să nu fie bun? Mai bun ca mine port. Sigur. Mă, că te ocup toată porta. Dic! Dacă eu sunt gras, du-te, mă. Mă fac gras, mă, sugaciule. Nu, te fac, da, omule, cum te fac. Nu, mă. Brioșe. Britos, mă, cum, mă. Să știți că nu sunt gras, nu știu asta, mă, nu sunt gras. Dar ce nu ai de un jucător bun, mă? Dar măcar... Că n-avem față, deși. Dar măcar un Messi, măcar un Cristiano Ronaldo. Marca. Nici nu cer mult. Coche. Nu are ce pe Cristiano Ronaldo și îmi dau pe Coche. Hai de Coche, alu.
Cine curva asta? Curva pe curva, dai cam furtă. Acum le dă pe ăsta de pe pungă. Pe pungă, de chips. Ia. Deci, cred că ai mai multe șanse să ieși afară din casă, nu? Și să-l găsești pe Cristiano Ronaldo la ușă decât să-l găsești pe Cristiano Ronaldo aici în păcat. Da, păi să vedem cazuri posibile. 1, de fapt, o să fie timor 2, probabil mai mult, mă rog, dar... Ai mai multe șanse să-l găsești la ușă. Da. Șanse să te întâlnești în Brazilia într-un lift cu toată echipa Argentinei decât să... Iar îl lua pe pungă ăsta. La Cazet, la Cazet e un jucător foarte bun. Foarte bun, mă, băi, tu nu înțelegi? La ce echipă joacă? Lyon. M-am săturat să-i luptu pe ăștia. Marco Polo. Marco Polo. M-am săturat. Hai că mai avem de deschis. Încă că cât mai avem de deschis? Încă 10. Exact, e pe tata. Încă 4. Sania, merg cu Sania. Mă, păi chiar că vreau merg de Sania. A, păi m-a picior, m-a căldură mi pe aici. Așa, și așa mai și el se arăuie, ne-l aduce, ne-l aduce, ne-l aduce pe el, nu mă uit. Ne uităm, ne uităm. De ce te-ai uitat? Nu m-am uitat. Care-l mai am de 500.000 de euro? O să l-am mai găsit astăzi, de multe ori. Ce fac? Deci, plată așa. Colierele al ținem. Și-l ținem. Punem pe aia vânzare. Dar ne scotem. Ia să deschide ultimele două. Hai! Ai onoarea să deschizi ultimele. Vine Messi, el vine, facem o echipă de bronz. Gonzales. Bamei. Ai ultimul pachet că deschidem împreună. Chiar că n-ar fi încă tu. Nu. Nu e asta, nu e asta, nu are asta, nu fi fanat. Nu, hai să deschidem ultimul pachet într-o lume. De sus, judo, așa. Nu ne uităm, nu ne uităm. Nu ne uităm, să ne amoră, vedea, dacă nu uităm. De ce te uiți? Gata, nu mă uit. De ce te uiți, mă? Nu mă uit. De ce te uiți? Te las cu coa 2 kilo și cel mai slab de pe tot de aia. Tola! Ai de capul meu. O fi și pacații de reștie de la mondiale. Hai să deschidem acolo de 100k. Uh-huh. Așa, așa. Așa. Eu cred că m-am făcut din aia pe... Pe... Ce nu ți-ai făcut? Să faci de pui, poți să le pui pe rutine, nu mai vorbesc cu tine. Unde dau ca să fac din ăla? Pe prima. Și de pe aia. Aici. Deci trebuie fac să mai ai echipă. Da. Bineînțeles că... Că în România de pe aici.
Deci vreau lipi Spania. Spania? Sau Olanda? Olanda, zice Olanda. Sau Chile. Afganistan. Sau Italia. Nu știu, pe cică îți dă un jucător de la echipa care o alegi. Eu prea să-mi pun un jucător bun la Chile, nici la Italia, nici la... Olanda, nici la Spania. Ia-i păpucul de pe palt. Deci la Spania. Brazilia, unde-i mare acolo ceva. Chiar, de ce nu mai pe Brazilia? Și vedem ce echipă e. Ia. Cine ăla de 4 și 8, 6, ui, Diego Costa și Gomez. Diego Costa, ui, Spania. Unde vezi pe Diego Costa? Hai. Și Spania, și Spania, da? Și Gomez, doi atacanți buni. Da. Că nu-mi place aici asta. Unde dau să deschid pachetele alea? De... Esc. Aici. Unde vă place? Aici. Aici. Nu să dau pachete, să ne mai dai încă cât un pachet de aur din adicieni, așa? Nu știu, tot ce e posibil. Ce mi se pare, dau un moment. De ce nu l-a dat? Tu de unde? Tu de unde ți-a dat, dar n-ai văzut niciodată. Adică n-am mai văzut, am mai văzut video pe YouTube și la toată lumea câte. Ce e asta? Mai e un parc. Cred că un pachet special. Să pice Messi. Nu, pică, dacă pică. Nu mă prea joc eu aici. Benat. A, pe nu le-a făcut tot. Și cam atâta pentru acest episod. Ne vedem în următorul episod. Să-mi spuneți dacă v-a plăcut episodul este cu prietenul meu Bobby. Dacă nu v-a plăcut, îl bag în aia mumă sa. Și... Urmăriți și următorul episod în care o să fac un match cu el. Nu vă zic nimic, da? Și... O să bade numai. Ia. Și ne vedem în următorul episod. Salut! Salut!